Iată-l din nou pe Răzdan, recuperând în jumătatea adversă. Toma, duelul 1 contra 1, centrarea lui Toma, respinge ea Breminger, rămâne în careu, tot 2 gol! Viitorul Pandurii Târgu Jiu marchează! Parcă merita Gabriel Dodoi golul. Aici a avut noroc, dar au fost momente în care el și-a creat acțiunile, le-a finalizat. A avut mare noroc, dar trebuie să spunem și că era în careu. Dacă viitorul Pandurii Târgu Jiu nu era în careul Gălățenilor cu niciun om, sigur că nu mai puteam vorbi de gol acum pentru oaspeți. Greșeală mare în apărare, revedem centrarea lui Toma, Iabre respinge, balonul lovește pe Neagu și sare la Dodoi. Ideală poziția pentru o finalizare în forță, așa cum s-a și întâmplat. A avut reacție Dodoi, n-a stat pe călcâie, era pe vârfuri.